Am revenit și sunt pregătit să bat acest Wall of Flesh și da, am acest Voodoo Duel, cred că așa se pronunță, oricum nu contează. Și da, și între timp am făcut destul de multe chestii, am fost în junglă și am reușit să iau ceva, ceva flori, dar nici nu mai știu cum se cheamă acum. Și am făcut niște poțiuni de astea Magic Power. Două de astea și trei de astea. Astea mai aveam eu una. Și da, mana regeneration și 20% increased magic damage. Și da, chiar am tot ce-mi trebuie. Sunt singur că o să bat, doar ceva. Nu am destul de viață, am 220. Și da, am fost în junglă pentru această miere și mi-a picat și eu, am bătut din nou, am găsit încă o cameră de aia cu o albină și am bătut-o și mi-a dat această sabie, am și enchantat-o cât de cât și e mai bună ca Muramasa. Mi-a picat și alte iteme, dar nu prea sunt bune, astea are 60 magic damage. Da, uitați, pur și simplu dă foarte încet și e urât. Asta este o lance destul de bună, o să o folosesc. Are minus 10% damage și are 27. Și cred că 15 va avea aproximativ 35. Și destul de bună, care are un knockback destul de mare. Și dă destul de repede. Și o să folosesc. Asta nu știu dacă o să le folosesc. Hai să-i dăm drumul. Deci, în primul rând, dăm... Stați așa. Ce dăm prima dată? Să am astea pregătite. Și dăm B. Hai că le avem pe toate. Aoleu, ce-am uitat. Repede, repede. Am uitat să pun asta. Ca să am doi minion de ăștia. Hai să aruncăm, să-i dăm drumul, sper să putem bate. Și hai că vine. Uitați, începe bătaia. Să intru în mierea asta. Să-mi iau regenerare. Om, ce aici, ce bătaie frumoasă. Hai să mă îndepărtez. Îndepărtez. Că e destul de urât aici. Că e înghesuială destul de mare. Dar n-am putut să intru în mierea aia. Asta stai că eu aveam o poțiune de aia. Am uitat. Pe J parcă era o poțiune de mar. Pur și simplu. Ce urât e aici, că nu prea e loc. Să mă dau mai în spate. Uite și miere pe aici parcă. Mă. Uite, credeam că s-a despawnat. Hai că îl batem singur. Singur îl batem. Chiar fără probleme. J, uite așa. Dar nici măcar n-am avut probleme cu viața. Nici n-am folosit aia, cum se cheamă, poțiunea de viață. Și l-am omorât. Am trecut în hard mode. Perfect. Chiar fără probleme am omorât. Dar uitați, nu știu ce poțiune am eu de... Mă duc așa și urc mai sus. Și urc, nu urc mai sus, că e problema. Și ne-a dat un laser rifle. Asta cred că e bun. Are magic damage. Cred că asta e foarte bun. Ia uitat ce viteză are. Și are minus 8% speed. Un drop destul de bun. Asta, așa. Astea două ne-au picat.
Și stai că trebuia să împice o... Stai că nu o văd. Asta. Un 44 defense. Și mult damage. Deci, stai, unde era ăla? Ce-i ăsta? Unde-i chestia aia, mă? Ori nu o văd eu, ori nu mi-a dat. Deși mai repede nu o văd eu. Fi picat pe aici. Mă, era o chestie de-aia care puteam să fac eu, de exemplu. Alte... Unde-i, mă? Nu poate... Uite, ăsta... Destul de bun. Stai, mă, poate o fi pe aici și nu o văd eu. Mă, nu e. S-ar putea să fie în inventar și eu să nu o văd. Era o emblemă de aia, asta aia. Nu mi-am să aminte cum se chema. Da, nu mai contează. Mă, da, aia era importantă, chiar îmi trebuia. Nu știu ce o să fac, poate off camera o să mai bat unul și o să fac rost de aia. Foarte bun dropul ăsta, laser rifle. Chiar o să îmi folosesc. Dar uite că nu văd emblema. Poate o fi picat pe aici, prin... părțile astea. Mă, unde ești? Și trebuie să... O să trebuia să adun toată mierea de aici, că... N-am mai trebuie și mie miere. Habar n-am unde e. E posibil să nu-mi fi picat. Poțiunile mi se duc. Asta din 2 minute mana regeneration. Da. Da, ăsta a fost și episodul de astăzi. Mulțumesc pentru atenția acordată. Baftă lume!